Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În decembrie, în perioada sărbătorilor de iarnă, a fost lansat filmul Nu priviți în sus, un film care vorbește despre sfârșit unei planete care habar n-are că piere. În Spania are loc o anchetă fără precedent. 251 de membri ai clerului sunt acuzați de agresiune sexuală asupra minorilor, iar Patriarhul Moscovei și al tuturor rușilor, Kiril, a primit un mesaj de la Papa Francisc cu ocazia Crăciunului Ortodox de rit vechi. Care este mesajul, vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi! Nu priviți în sus, filmul care vorbește despre sfârșit unei planete care habar n-are că piere. A fost lansat recent și a strâns o serie de reacții contradictorii. Cu o distribuție de actori de prima mână, filmul este îmbrăcat sub forma unei satire, dar poate fi considerat un adevărat semnal de alarmă față de superficialitatea, manipularea și incapacitatea omului de conectare la pericolul unei catastrofe. Vă spunem mai multe chiar în minutele care urmează. Pastorul Ovidiu Băluță este pregătit să facă lucrul acesta. Recent, publicul larg a putut urmări filmul Nu priviți în sus, Don't Look Up, o producție Hollywood. Filmul apreciat de cinefili a stârnit o mulțime de reacții. Pe scurt, acțiunea filmului se învârte în jurul descoperirii făcute de o doctorandă, Kate DiBiaschi, interpretată de celebra actriță Jennifer Lawrence și de profesorul ei, Randall Mindy, un rol interpretat de actorul de asemenea celebru Leonardo DiCaprio. Cei doi oameni de știință descoperă, în urma unor calcule verificate și corecte, că o cometă se îndreaptă direct către Terra în următoarele 6 luni. Impactul este devastator și poate însemna sfârșitul vieții pe Pământ. Așadar, cei doi încearcă să avertizeze factorii decizionali, cum ar fi președintele Americii, trusturi media și populația, de pericolul iminent și propun și soluții de salvare. Se lovesc însă de o reacție bizară. În loc de panică și pregătiri intense pentru impact, aproape că nimeni nu realizează pericolul, ironizând mai degrabă pe alarmiști. Mai mult, se depun eforturi pentru a-i determina pe cei doi să tacă. Când cometa pătrunde în sfera de vizibilitate, mesajul este simplu: look up, priviți în sus și convingeți-vă de iminența sfârșitului. Grupuri se unesc și scandează în frunte cu liderii lumii: don't look up, adică nu priviți în sus. Mesajul intenționat nu are legătură cu Biblia, dar nu pot să nu văd în descrierea aceasta o situație similară cu generația potopului. Priviți cum animalele intră în corabie, intrați și voi. Și oamenii au râs. Sau similar cu istoria Sodomei, când impactul era iminent și oamenii au râs. Sau cu momentul actual, când Domnul Iisus arată semnele venirii sale iminente și oamenii strigă: nu vă uitați! Leonardo DiCaprio este cunoscut ca fiind un militant pentru combaterea efectelor încălzirii globale și cel mai probabil filmul este o metaforă despre reacția lumii la pericolul iminent în care se află. Însă, dincolo de mesajul politic al filmului, dincolo de mesajul schimbărilor climatice pe care îl transmite, vedem că lumea actuală este capabilă să nege un adevăr obiectiv pe care toți îl văd cu ochii lor. În ultimii ani, lumea a dovedit că e capabilă să conteste adevărul, chiar și când adevărul e de necontestat.
și singurul care poate să îi salveze. Priviți în sus. Iisus Hristos vine. Invitatul meu de astăzi este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Bun găsit în anul acesta. Așa este. Vorbim despre acest film care a fost foarte vizionat la final de an și cred că încă este vizionat acum la începutul anului 2022. Chiar mă uitam, Mediafax publică o știre care se intitulează O recenzie sinceră, merită să vezi filmul Nu priviți în sus. Noi spunem că merită, este din nefericire despre superficialitatea unei lumi care nu mai este capabilă să simtă și să vadă corect semnele, în cazul de față, semnele unei planete care practic piere. Da, este un paradox aici, că societatea noastră este pe de o parte extrem de superficială, extrem de neatentă la lucrurile importante, relevante, care privesc însăși existența individuală, de grup și globală, iar pe de altă parte este foarte tentată de tot felul de senzaționalisme, mai ales dacă scuiți conspiraționist, atunci acolo se duce toată atenția. Asta e tot o dovadă de superficialitate și nu pot să nu mă gândesc din perspectivă creștină și având ca pretext filmul acesta, că pe de o parte Scriptura ne atenționează cu privire la evoluția Pământului nostru, iar pe de altă parte sunt atât de multe lucruri care ne distrag atenția, încât pierdem capacitatea pe care în mod natural ar trebui să o avem, chiar dacă nu suntem preocupați de studiul profund al Scripturii, pierdem capacitatea de a ne da seama pe ce lume trăim. Deși este o satiră, totuși este și un semnal de alarmă. Absolut. Dacă ești creștin și vezi filmul acesta, pe ce să te axezi, ce să reții? Pentru orice creștin, când vezi o astfel de realizare, fie că e film, carte sau orice, nu poți să nu te gândești dintr-o altă perspectivă. Chiar dacă realizatorii n-au avut neapărat în vedere aspectul acesta, nu poți să te gândești că există o paralelă între felul cum gândește lumea în mod obișnuit și ceea ce Scriptura spune despre timpul sfârșitului, în care oamenii, pe de o parte, se vor lăsa înșelați de tot felul de lucruri, inclusiv din lumea religioasă, iar pe de altă parte nu vor băga de seamă nici când sfârșitul stă evidențele, să cadă peste ei. Evidențele. Este iminent. Da. Asta e lumea noastră, din păcate. Asta este lumea în care trăim, însă sper din toată inima că știu eu, conectați la Scriptură, vom reuși să înțelegem semnele timpului, semnele pe care se văd cu ochiul liber. Ar fi normal, pentru că e vorba de soarta noastră în ultimă instanță. Mergem mai departe, mergem în Spania. Rezultatele unei anchete realizate de cel mai mare cotidian spaniol, El País, stârnește uimire, revoltă și readuce în prim plan scandalul generat de abuzurile sexuale din Biserica Catolică. Biserica a deschis o amplă anchetă fără precedent asupra 251 de membri ai clerului, dar sunt vizați și câțiva laici din instituțiile religioase, acuzați de agresiune sexuală asupra minorilor, scrie ziarul spaniol, care a făcut investigații în ultimii 3 ani. Acuzațiile și mărturiile se referă la fapte petrecute între 1943 și 2018, detaliate într-un raport predat Papei Francisc pe 2 decembrie. Vine cu mai multe detalii din Spania corespondentul nostru, pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am regăsit și un an nou fericit vă doresc la toți! Așa să fie! Care sunt dezbaterile în Spania pe această temă? Ce spun credincioșii catolici spanioli? Ce spune biserica? A făcut declarații? În primul rând, ca să înțelegem puțin situația, El País este cel mai mare ziar
al spectrului de stânga al ziarismului spaniol. Spania, cum vă spuneam și în alte emisiuni, este împărțită în două, aici se numesc cele două Spanii. Spania progresistă, socialistă și Spania de dreapta. În ziarele de dreapta nu am găsit aproape nicio referire la acest incident. Ceea ce a fost destul de șocant. Ziarul El País este singurul care a făcut o astfel de investigație. Este singurul raport cel făcut de ei al sumei victimelor care, sumând și altele de prin anii 30, depășesc 1200-1300 de victime în total. Important este dacă avem reacția bisericii. Da, indiferent de cine publică, ce spune biserica? A spus că s-a deschis o investigație a bisericii. Investigația este a Vaticanului. Biserica spaniolă, în mod surprinzător, nu a deschis nicio investigație centralizată care să cerceteze toate cazurile. Cum sunt vizate peste 70 de instituții diferite, fiecare instituție a decis dacă să cerceteze sau nu problema. Așa că credincioșii catolici se facă nu văd, iar Spania cealaltă progresistă zbiară de durere. Înțelegem totuși că raportul cu rezultatele anchetei a fost trimis la Vatican. Se așteaptă ceva din direcția aceea? Păi sperăm. Vaticanul a spus că este aproape de victimele acestor abuzuri și că va cerceta problema. Până în ziua de astăzi nu avem o declarație finală a rezultatului acestor cercetări. Raportul a fost dat papei, mă rog, unor reprezentanți ai lui, în vizita făcută în Grecia, când s-a întâlnit cu ziariștii, pe 2 decembrie, deci încă este destul de aproape. Biserica spaniolă a criticat acest raport al ziarului El País, spunând că nu are dovezi și date concrete și că este superficial. Vaticanul, pe de altă parte, s-a arătat mai aproape de victime și a spus că va cerceta. Așteptăm să vedem care sunt rezultatele. Este adevărat că au existat și niște filmulețe, clipulețe care conțin mărturiile unor persoane victime ale acestor abuzuri sexuale. Sunt fotografii, sunt comentarii, sunt interviuri. Chiar și noi avem pe ecrane din câțiva dintre cei care, spuneam, sunt victime ale abuzurilor sexuale. Au putut fi luate în calcul? Imaginați-vă că într-o astfel de investigație totul se bazează pe declarațiile victimelor și de multe ori nu sunt sprijinite de declarații altor martori. Citeam că până în 15% dintre victimele sunt femei. Între femei tăcerea este și mai mare. Au fost cazuri în care un profesor de religie, preot, a abuzat de aproape întreaga clasă, având mai multe cursuri. Dintr-o clasă întreagă, poate că a denunțat unul singur sau au denunțat mai mulți. Avem niște mărturii teribile, despre cu detalii în aceste mici filmulețe, în care povestesc cum îi trezea noaptea cu lanterna în ochi în dormitorul elevilor. Îi pipăiau sau mă știu ce altceva făceau cu ei, ori îi duceau în alte cămăruțe. La toate astea, una dintre victimele care apar în filmulețe, Antonia, spune că i s-a oferit 2250 de euro ca despăgubiri. Și spune, ea zice, nu mi-ajung nici pentru drumul pe care l-am făcut până aici ca să dau declarația asta. Da. Altul dintre ei, Emiliano Alvarez, care apare pe un alt filmuleț, spune că a primit doar niște scuze printr-un mesaj de WhatsApp, în care i s-a spus că s-au luat măsuri împotriva preotului respectiv și i s-a interzis să facă confesiuni, exceptând anumite cazuri prevăzute în însuși lege. Și cam astea au fost reacțiile la aceste videouri. Cum se va încheia? Cum credeți că se va încheia acest episod? În alte țări, biserica s-a unit
și a făcut o cercetare, o investigație comună. Este Franța, de exemplu. Cum este Franța, Irlanda și altele. În altele s-a unit și statul, Parlamentul a convocat o astfel de comisie care să cerceteze. În Spania nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Doar anumite episcopii au început să cerceteze. În cazul de față, oamenii ar trebui să se adreseze la 70 de instituții diferite ca să își ducă plângerile. Nu s-a creat un organ central care să preia toate aceste declarații. Așa că dacă Vaticanul nu presionează mai mult, nu văd ca conferința episcopală spaniolă să se miște. Acum, sperăm ca Vaticanul să se țină de cuvânt și să presioneze, pentru că așa a promis că va cerceta toate astfel de cazuri. Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem pe parcursul săptămânii și cu alte știri. Mulțumim foarte mult! Eu vă mulțumesc, la revedere! La revedere! Vă reamintesc că aici în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Cum ați citit știrea aceasta? Eu nu mai vreau știri din acestea, dar... Vor apărea, pentru că e un continuum. Pornind din Canada, în Europa, Polonia, chiar... Țara supercatolică din centrul Europei, Franța și așa mai departe. Sunt niște realități, nu pot fi negate. Acum că nu pot fi probate 100% sau că nu fiecare dintre victimele care se demască ca fiind victime, care se declară ca fiind victime, pot dovedi lucrul acesta, este limpede, pentru că astfel de fapte nu se fac cu public, da, și cu martori. E trist, pentru că în felul acesta, indiferent că aici e vorba de Biserica Romano-Catolică, creștinismul în general este umbrit de astfel de fapte. Statele Unite, Biserica Baptistă, da, în Sud. Oricine adică au aceeași problemă. Are eticheta de creștin prin dezvăluire, nu prin dezvăluire, prin existența unor astfel de fapte, este blamat și blamabil. Pot să-mi imaginez cum privește lumea necreștină spre ceea ce se întâmplă aici. Nu că acolo ar fi raiul pe pământ, pentru că sunt și acolo abuzurile aferente, dar nu despre asta este vorba. Și ceea ce e cel mai trist este discrepanța enormă între puritatea lui Iisus Hristos și ce a ajuns să fie biserica care îi poartă numele. Asta este extrem de dureros. Indiferent că biserica mea, de exemplu, nu are astfel de cazuri, dea Domnul să nu existe niciodată. Oricum, biserica lui Hristos, cea care îi poartă numele, târâtă în astfel de afaceri sordide, are de pierdut mult. Și nu biserica ca instituție la urma urmei, ci adevărul creștinismului. Mergem mai departe în Italia, vorbim despre relațiile dintre Biserica Romano-Catolică și cea ortodoxă, sunt din ce în ce mai puternice și mai relaxate. Cu ocazia Crăciunului Ortodox de rit vechi, Patriarhul Moscovei și al tuturor rușilor, Kiril a spus că a primit un mesaj de la Papa Francisc. Anunțul a fost făcut în fața credincioșilor adunați în Catedrala Hristos Mântuitorul din capitala Rusiei la finalul sărbătorii. Mesajul papei i-a fost transmis prin intermediul arhiepiscopului Paolo Peți, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din Rusia. Ce conține și ce semnificație are mesajul, ne spune din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Mă bucur din toată inima să vă regăsesc cu bine. Care este mesajul papei Francisc către Patriarhul Kiril? Așa cum ai spus, Beatrice, mesajul a fost transmis de către arhiepiscopul Paolo Peți către Patriarhul Kiril. Nu a fost dat publicității acest mesaj. Avem doar declarația Patriarhului Kiril, care la sfârșitul slujbei de Crăciun a spus: aș dori să mulțumesc onoraților oaspeți, între care și arhiepiscopului Paolo Peți, care locuiește la Moscova. Mulțumim pentru mesajul pe care Francisc l-a trimis către noi. Apreciez raporturile bune care s-au stabilit între noi și care vor da rod în acțiuni concrete pentru pacea acolo unde este nevoie.
cum am putea citi, practic, sau să citim printre rânduri, ce se află în spatele acestei declarații, ce putem afla? Este clar că atât Francis cât și Kiril au nevoie unul de altul. Se pare că cu câțiva ani de zile în urmă era mai mare disponibilitatea din partea Papei de a-l întâlni, sau mai mare dorința Papei de a-l întâlni pe Kiril, așa cum a fost în 2016, însă la ora actuală, la nivel politic, există o nevoie reciprocă. Să nu uităm că Kiril este exponentul clar declarat al politicii de la Kremlin, exponentul religios al politicii lui Putin, și la ora actuală situația politică din Rusia, înăuntru și în afara țării, nu este din cele mai bune. Intervenția în Kazahstan, intervenția cu privire la resursele petrolului și ale gazelor naturale, situația din Ucraina, ca să nu mai amintim de ea, a făcut ca să fie semne de întrebare. Chiar vicesecretarul NATO spunea câteva zile în urmă, există un risc serios de conflict între NATO și Rusia. Iată că Kiril are ocazia să demonstreze o față blândă, o față umană, în timp ce Putin joacă dur, joacă tare. Kiril, pe partea cealaltă, arată partea frumoasă a lucrurilor. Nu poate câștiga la nivelul imaginii. Și să nu uităm că o vizită sau o întâlnire, mai bine zis, între cei doi, la ora actuală, ar aduce un capital de imagine pozitivă uriaș Rusiei în momentul acesta, când se pare că pierde terenul în privința aceasta. Pe de altă parte, un cuvânt și apoi îți las microfonul, Beatrice, pe de altă parte, Papa are nevoie de Kiril, pentru că promovarea intereselor bisericii, a acțiunilor cu privire la acțiunile ecumenice, acțiuni în privința mediului, deja Grecia este un aliat câștigat, rămâne Rusia, și Rusia este o forță economică uriașă. Așa că să nu uităm de asemenea că este și o țară în care se întâlnesc marile religii, islamul este acolo, religiile orientale sunt acolo. Iată că e o nevoie reciprocă și eu cred că această apropiere mult mai strânsă în ultimele luni de zile, ultimele săptămâni, cred că nu e săptămână aici sau la 10 zile să nu apară o știre pe Vatican News sau pe media catolică care să nu amintească de bunele raporturi între Biserica Catolică și Cea Ortodoxă. Apropo de presa din Italia, în ultimele săptămâni scrie că a fost o strânsă corespondență între cele două biserici. Ce a determinat acest lucru? Ne poți da mai multe detalii? Da, corespondența aceasta s-a desfășurat în mod sistematic în ultimele săptămâni, după ce Papa s-a întors din Grecia și a declarat pe zborul de întoarcere că dorește să-l întâlnească pe Patriarhul Kiril, apoi a urmat răspunsul din partea Rusiei, apoi pe 6 decembrie o altă declarație, apoi după aceea au venit salutările și urările din partea Patriarhului pentru ziua de naștere a Papei, apoi mesaje de nou din partea Papei, și să nu uităm deja un element concret de care probabil vreau să vă spun câteva cuvinte, vizita lui Hilarion, care este mitropolitul Moscovei, pe 22 decembrie la Roma. Deja are un element concret. Nu este doar de vorba de o corespondență, e vorba de o declarație de intenție și chiar se fac pași serioși în privința realizării acestor intenții. Așadar, intuim și cunoaștem intenția celor doi de a se întâlni. Mai avem informații recente? Există ceva concret legat de vizită, posibilă întâlnire? Exact. Am în mână declarația, interviul, scuzați-mă, pe care Hilarion l-a dat după întâlnirea cu Papa pe 20 decembrie, nu 22, scuzați-mă, publicat de Olga Lipici în Faro di Roma, în care îi se cere dacă e posibil să dea data unei viitoare întâlniri. Mitropolitul spune că nu este stabilită o dată, dar că aceasta va fi posibilă după sărbătoarea Paștelor, că în discuție se vor aborda probleme legate de mediu. Și notați, vă rog frumos, cât de interesant este argumentul acesta. Reducerea tensiunii politice între Rusia și Occident. Iată ce se va discuta la întâlnirea aceasta. Problema păcii, problema familiei tradiționale, a codului QR,
frica din controlul total, ecologie, pandemie. Și așa mai departe. Nu se știe, agenda este dată concret, sunt lucruri de care se vorbește la ora actuală, dacă au ieșit deja în stampa, e clar că probabil că au un suport. Unde se va avea loc întâlnirea aceasta? Cu siguranță într-o zonă neutră, pentru că vizita lui Ilarion la Roma nu a fost degeaba, deci deja au fost elemente concrete. Posibil să fie în Ungaria, pentru că în calendarul papei de anul acesta există câteva vizite deja stabilite, altele rămase de anii trecuți. Este în septembrie în Ungaria, tot în septembrie papa are stabilită o vizită la Kazahstan. Și să nu uităm că la Kazahstan, între 14 și 15 octombrie, va avea loc o mare întâlnire ecumenică. Deja a fost semnat un protocol între biserică și primul ministru, cred, în privința evenimentului acolo. Nu știu dacă se vor întâlni acolo sau în altul loc, poate o zonă neutră. Rămâne de văzut. Mulțumim mult pentru corespondența de azi. Ne vom mai întâlni pe parcursul săptămânii și cu alte știri. Mulțumim mult! Vă reamintesc că aici în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, știm, suntem cu ochii pe acest eveniment care se va produce anul acesta. Cum îl percepeți? Cum comentați? Exact așa cum este. E o agendă politică, e o întâlnire între două puteri. Puteri. În toată puterea cuvântului. Ce ar putea să aducă? Păi, dacă agenda este formată din chestiuni de astea politico-social-economice, atunci nimic bun în ceea ce privește esența creștinismului. Te-ai aștepta ca întâlnirea dintre papă, reprezentantul suprem al creștinismului de vest, și Kiril, care este unul dintre corifeii ortodoxiei, să aibă în vedere cel puțin punerea în discuție a celor elemente care la 1054 au produs ruperea între cele două ramuri ale creștinismului. E bine, niciunul dintre acele elemente nu este pomenit în agenda aceasta. Ecologie, încălzire globală, percepția Rusiei în Occident și așa mai departe. Asta e o agendă clar politică. Așa cum spunea Benone Lupu din Roma, interesele joacă rolul principal. Și în plus, știți cum e? E o chestiune de transfer de imagine. Rusia are nevoie de figura bonomă a Papei Francisc, de, mă rog, tot ce înseamnă imaginea pe care și-a creat-o și a fost creată de om cum se cade, de om apropiat de cei săraci. Asta e o imagine care prinde foarte bine la ruși și nu numai acolo. Pe de altă parte, și papa are nevoie de o figură de asta hieratică, uitați-vă la veșmintele patriarhului, și o figură de asta cu iz istoric și care are în spate, să nu uităm, forță. Forța Rusiei din totdeauna. Interes. Interes. Bun. Mă întreb... Încă o dată, ce v-ar plăcea să vedeți pe agenda și nu este? Mi-ar plăcea să fie pe agenda Evanghelia. Plăcea să fie pe agenda ce facem pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos. S-a vorbit despre întâlnirea din Kazahstan. Nu uităm, Kazahstanul e preponderent islamic. Și așa mai departe. Dar ce mi-ar plăcea mie n-are nicio legătură cu relevanță, realitatea. Așa este. În câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi? Ciudat, complicat, tensionat. Asta e lumea în care trăim. Pe de o parte, artiștii se zizează că starea lumii nu e cum ar trebui să fie, iar pe de altă parte, la cealaltă extremă, oamenii bisericii se ocupă de politică. Exact, vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem în fiecare zi la Lumea Religioasă, sunteți invitatul săptămânii, vă mulțumesc că ați acceptat această invitație. Cu plăcere. Așadar, aici se încheie Lumea Religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine, ne vedem mâine.